De când a apărut corecția în sectorul tech, toată lumea se întreabă când se va termina și ce urmează după acest episod. Pentru a încerca să ne facem o idee, cel mai bine e să ne uităm la unul dintre indicatorii definitorii ai pieței de acțiuni, Dow Jones Industrial Average Index. Acest index este calculat de la începutul anilor 1900, mai precis chiar din 1896, și urmărește evoluția celor mai importante 30 de blue chip-uri, adică companii stabile, de dimensiuni mari și profitabile din Statele Unite. Aceste companii au fost de-a lungul timpului modificate de foarte multe ori și la momentul actual le vedem aici pe cele 30 care fac parte în acest moment din acest indice. Ceea ce am făcut a fost să conectez punctele în care indicele a avut vârfuri de creștere și după cum se vede, am început din 1929, chiar înainte de marele crah care a fost atunci. Apoi trecem, următorul punct e 1999-2000. Și apoi ajungem în zilele noastre unde suntem acum. Și dacă facem un zoom, vedem că acum în martie, sfârșit de martie, început de aprilie, ne apropiem din nou de acest trend line care este cam în jur de 33.400. Acesta este un nivel despre care unii analiști zic că poate să semnaleze ceea ce s-a întâmplat în 1929, adică o corecție majoră și o scădere multianuală a pieței, care ar putea să șteargă două treimi din creșterea din indexul actual, de la 32.000 să ajungă pe la 11.000 sau chiar mai puțin. De ce este important acest lucru? Pentru că unii ar putea spune și ce dacă ajungem aici. Asta este, așa suntem acum, ăsta e nivelul actual, ce mă interesează pe mine că o să ajungă Dow Jones-ul la 34.400 și o să intersecteze linia asta. Ei, după cum se vede din evoluția de 100 și ceva de ani, aproape 100 de ani acum, dacă ne luăm din 1929, atunci când indicele a atins această linie, a avut un pullback și o scădere, după care a început din nou creșterea. Deci unii aici spun că dacă se ajunge să se treacă de această limită, creșterea Dow Jones-ului, event și după aceea este rejectat și scade înapoi, sub această linie va începe o tendință de scădere, cum a fost cea din 1929, care poate să dureze pe mai mulți ani și deci să avem un bear market și un crash în toată regula al pieței. Având în vedere că în urma COVID-ului, oricum economia lumii se află totuși într-o depresie în momentul actual. Părerea mea este că nu cred că se va întâmpla așa ceva. Piața oricum deja din 2020 este cu totul atipică. Știm că Fed-ul a intervenit, a pompat trilioane de dolari și continuă să facă chestia asta în economie. Unii se tem acum de inflație, de hiperinflație, deși Fed-ul ne asigură că nu va fi inflație mai mare de 2% până în 2022. Că dacă vom vedea o rejectare a acestui trend line, posibil să vedem o corecție cu 10, 20, 25%, maxim un 30%, dar nu cred că se va ajunge la așa ceva, după care probabil că o va lua înapoi în sus. Bănuiesc că dacă deja va începe o corecție mai serioasă, Fed-ul va interveni din nou cu a
alte măsuri care să calmeze piața, nu știu, cumpărând tot ce mai există, cum a făcut și anul trecut. Deși acum indicatorii actuali, după părerea mea, nu prezic în niciun caz o corecție a pieței așa cum a fost în 1929. Am să fac un video probabil separat în care o să explic pe larg de ce nu cred că se va ajunge la așa ceva în momentul acesta. Dar ce e de văzut pentru toți cei care au investiții, urmăriți ce se întâmplă când Dow Jones-ul va trece de acest trend line, lăsând la o parte pesimismul. Dacă Dow Jones-ul va trece de acest trend line și îl va penetra în sus fără să scadă, teoretic înseamnă că se va duce în sus fără probleme în continuare pentru mai mult timp și nu vom asista la niciun fel de corecție în situația aceasta. Deci, aici e de urmărit. Vedeți dacă cumva începe să scadă. Nu știu, teoretic eu nu cred că trebuie să vă faceți griji. Cei care vor să fie safe pot să iasă de pe poziții și să cumpere când consideră că s-a dat de bottom. Cei care vor să fie diamond hands pot să țină și vor avea de aștepta probabil ceva mai mult până când piața își va reveni și după aceea va fi din nou pe creștere. Cei care sunt cu investiție pe termen lung, în principiu nu cred că ar trebui să-și facă probleme pe tema asta. Dar eu nu sunt consilier financiar și asta este doar părerea mea. Nu vă spun să faceți exact ceea ce spun eu aici. Doar v-am dat părerea mea. Fiecare este dator să-și facă propria investigație și să ajungă la propria concluzie în ceea ce privește banii pe care și investește. Mult noroc în continuare!